Munții Cernei. Dimineață de toamnă târzie. Un grup de tineri entuziaști în frunte cu un lider care îi mobilizează către ceea ce ar putea să însemne poate cea mai puternică experiență a vieții lor. Traseul turistic începe la câțiva kilometri spre sud de intersecția dintre drumul național 67D și drumul național 66A. Pentru orășanul neobișnuit cu muntele însă, poate fi o adevărată aventură drumul către cele două sate uitate de lume, Scărișoara și Ineleț. Podețul de lemn ce trece peste râul Cerna este prima legătură dintre cele două lumi, cea accesibilă, obișnuită cu confortul în orice formă, și lumea mai puțin accesibilă, o lume aparent destinată celor inițiați, celor familiarizați cu asprimea muntelui. Ne alăturăm și noi celor prezenți pentru a fi partea descoperirii și implicit dumneavoastră, telespectatorii noștri. Drumul către satele Ineleț și Scărișoara este unul atipic. După un oricuș de mai bine de o jumătate de oră, pe cărări destul de abrupte și prin pădure, cărarea se continuă doar pe câteva scări de lemn suspendate pe stânca muntelui. Din grupul de temerari care au pornit către satele agățate pe munte fac parte și doi preoți din Severin, părintele Constantin Bârdeanu și părintele George Ghinea. E zi de duminică și trebuie să ajungă la biserica din Cătunul Ineleț, unde vor săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu preotul paroh de aici. Însă până la bisericuța parcă agățată și ea pe coama muntelui, grupul face un scurt popas lângă troița de lemn din apropiere. Pentru câteva clipe, cu mirifica priveliște a Văii Cernei în față, până la înălțimile munților Godeanu, fiecare simte parcă desprinderea de lume la propriu și apropierea mai mult de Dumnezeu. După un urcuș destul de greu de aproximativ 2 ore, cei care s-au încumetat să urce muntele se opresc acum pentru un popas duhovnicesc, chiar în timpul slujbei, la biserica din Cătunul Ineleț. Fericită adormire veșnică, odihnă-vă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi pomeniți și lucrurilor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire. Satul Ineleț mai numără astăzi doar câteva suflete. Cei mai în vârstă s-au dus în lumea celor drepți, iar tinerii nu se prea mai încumetă să trăiască aici, în munți, departe de lume, iar bisericuța devine locul lor de întâlnire. Câte familii mai sunt în Ineleț? Păi, Luță, ori 5 familii care mai sunt. Aici v-ați născut? Da, aici născut, aici crescut. Și cum e să trăiești așa în inima munților? Păi, pentru noi e foarte frumos. Păi nu este greu, nu este greu. E greu că nu este drum, dar rest nu e chiar atât de greu. Din totdeauna au fost doar 5 familii aici în Ineleț? Au fost mai multe familii, dar au mai murit, au tineret, au mai plecat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră biserica asta? Păi pentru noi înseamnă
sănătate. Slujba din această duminică este una specială. Biserica e plină de oameni veniți de la oraș, majoritatea tineri, iar cele câteva familii care mai locuiesc în Cătun au cel puțin unul sau doi reprezentanți pentru a onora prezența celor trei preoți la Sfânta Liturghie. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți și cu Duhul tău. Sus să avem inimile, avem către Domnul, să mulțumim Domnului cu vrednicie și cu dreptate. Fiecare se roagă pentru sine și pentru toți cei dragi, dar și pentru sufletele celor răposați. La final, preotul rostește cuvântul de învățătură, tâlcuind Evanghelia ce s-a citit în timpul Sfintei Liturghii, spre folosul duhovnicesc al tuturor. Este vorba despre milostivire, milostivire pe care noi trebuie să o avem față de seminii noștri. Și aș vrea să vă spun o poveste auzită de la o doamnă din Brașov, a cărui soț a murit și avea un palton foarte frumos. Soțul ei și-l făcuse cu un an înainte să-l aibă pentru iarnă. Și a murit soțul și ea s-a gândit, cui să dau paltonul, cui să dau paltonul, cui să dau paltonul. Și a văzut pe cineva, un sărac acolo la ea în cartier, și a spus, am să-i dau paltonul lui, că mi se pare că e un om așa mai cum trebuie. Și a dat paltonul săracului. Și după vreo 2-3 zile vede pe la rup de piat, fără palton, și paltonul pe altcineva. Așa, l-a vândut. Și ce credeți că ea s-a mâhnit, s-a întristat, s-a necăjit? Și s-a rugat, Doamne, dar de ce am pățit eu așa și de ce am făcut așa? Cât de proastă sunt și ce am făcut? Îmi povestea doamna mie. Și spune, noaptea, părinte, ce credeți? L-am visat pe Hristos îmbrăcat în paltonul soțului meu. Nu era bine aici. Și o spus, tu paltonul mie mi l-ai dat, nu aceluia. Deci să luați aminte, atunci când faceți milostenie, să fiți atenți cu dat, să nu încurajați bețivănia și lenevia. Dar, pe de altă parte, noi când dăm, îi dăm lui Hristos. De la biserică, oamenii se înșiruie pe cărarea care duce către hotarul în care urmează a se sfinți o troiță. Este un moment pe care îl așteaptă cu emoție și bucurie în suflete. În drumul care duce către celălalt capăt al satului, poți zări de o parte și de alta case risipite pe versanți. Peisaje care staie respirația, dar și clădirea școlii care până nu de mult era animată de copiii sătenilor. Astăzi, localul doar mai amintește de o perioadă în care Cătunul vibra de viață și tinerețe. Cum e viața aici, în Cătun? Viața ar fi cum ar fi, dar nu e drum, asta e. Cum vă descurcați? În ce trăiți aici? Cu animale. Ce animale aveți? Vaci. Vaci, cai. Oi, numai doar familie mai are, care mai au oi acum. Și de lucrat, ați lucrat vreodată? Nu, acasă. Da. Și la bătrânețe, cum o să vă descurcați? Fără bănuți. Cam greu, nu știu. Da. Mai sunt bătrâni aici care nu au pensii? Da, mai sunt câțiva. Mai sunt câțiva, da. Așa v-ați dorit să rămâneți toată viața aici sau așa s-a întâmplat? V-ați gândit vreodată să plecați? Păi nu ne-am gândit până acum, dar acum e greu să mergi, că nu ai cu ce să pleci, nu-ți bagi. Dacă ar fi un drum, să facă drumul, ar fi și ar fi mai... Urcați pe scări pe aici când veniți?
Da. Pe scări, că eu stau aici, în partea asta, în dreapta, la biserică. Cu bagaje? Da. Mai cu bagaje, mai pe ocol, cu bagaje grele. Drumul anevoios și greu accesibil face ca mulți dintre localnici să evite coborârea în vale, mai cu seamă bătrânii. Cei care nu se încumetă să urce și să coboare scările agățate pe munte au la dispoziție un alt drum croit prin pădure. O oră și jumătate de mers și acela destul de greu. La capătul lui, în sat, se vede o întretăiere de poteci care duc spre alte cătune risipite pe munte. Aici au așezat sătenii troița pe care au sfințit-o cei trei preoți în zi de duminică. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește cel rău. Trimite acum harul Preasfântului Duh peste acest lemn al crucii și îl binecuvintează și îl sfințește și idei lui ca să fie semn înfricoșător tare asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor și ispitelor și asupirilor diavolești, iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credință interioară, îndejde, sprijinire, la război, biruință, sporire în toate faptele cele bune tuturor celor ce se vor închina ție înaintea semnului acestuia. Prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfințește crucea aceasta cu harul Preasfântului Duh. Slăbirea cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește crucea aceasta, prin stropire cu aceasta apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Pentru că din tradiția românească este obiceiul ca în orice răscruce de drumuri să fie un semn al crucii prin care omul să-și aducă aminte de Dumnezeu și să ceară cumva îngăduința sau să-i ceară luminarea pe ce drum să meargă, pentru că de multe ori oamenii nu știau, vreau să ajungă la o destinație, dar nu ajungeau, nu cunoșteau harta ca și acum, oamenii făceau o rugăciune, cerau Dumnezeu în ce direcție să meargă cumva și, dacă îmi putea spune, și în viață, cumva suntem pe un drum și crucea, din când în când, la hotar, îți aduce aminte de jertfa lui Dumnezeu care a făcut-o pentru noi și atunci această cruce este un simbol al jertfei din dragoste pe care l-a făcut Dumnezeu pentru noi. Și crucea aceasta îl face pe om să-și aducă aminte de dragostea față de Dumnezeu și față de oameni, de jertfa pe care trebuie să o avem ca să împlinim această dragoste și atunci crucea, rolul ei acesta este, să ne aducă aminte. Și atunci aici e o cărare foarte principală între ineleți și dobraia și să zicem că este pusă așa la o răscruce de drumuri, tocmai ca omul când urcă după povara dealului să se închine, zică slavă ție, Doamne, că am ajuns. Troița sfințită în satul Ineleți îl va ocroti pe drumețul care va trece pe lângă ea. Se va opri și va face o închinăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru toate, iar sătenilor le va reaminti mereu că Mântuitorul este în tot și în toate. Povestea ei începe simplu, așa cum este rânduită și existența acestor oameni. Într-o bună zi, severinanul Dan Alexoae, pasionat de tot ce înseamnă simțire și trăire românească, a descoperit satul acesta din munte și a intrat cu adevărat în atmosfera lui, împrietenindu-se cu Nea Luca, unul dintre oamenii inimoși ai locului. Între nenumăratele povești care se vor fi depănat în multe serii aici,
i-a venit ideea de a ridica o troiță la răscrucea drumurilor. Iar de la gând până la faptă nu a mai fost decât un pas. Povesteam noi povești seara aici, la noaptea, iarna, și ne-a venit gândul și am făcut-o. Și astăzi s-a împlinit. Ce simți astăzi? Bucurie. Nemărginită. Ce simțiți dumneavoastră astăzi aici? Noi astăzi simțim o bună plăcere a noastră, care este că a venit domnul doctor Dan și a pus o troiță aici și ne bucurăm când a venit și a pus-o, pentru că când trecem aici ne aducem amintea de Dumnezeu și ne facem Sfânta Cruce și ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute. Și îi mulțumim și lui că a putut să facă acest gestru, de a putut să o aducă cu domnul Luca, care îți împreună, și ne bucurăm foarte mult de acest monument istoric, cum să spunem, că ne l-au adus și ne l-au pus aici, în zona noastră, pe Valea Cernii. Câte aspre e viața aici? Am o grămadă de ani, domniță, vreo 66 de ani, și n-aș dori să plec de aici până când o-i ceda din viață, pentru că este o zonă foarte frumoasă și este o zonă plăcută pentru noi și pentru turiștii care vin în zonele noastre aici. Chiar dacă pare un lucru relativ simplu, troița din satul Agățat în Munții Cernei poartă cu sine jertfa unor oameni și dragostea lor pentru Dumnezeu. Din atelierul părintelui Bârdeanu, acolo unde lemnul a prins formă, culoare și podoabă sfântă, acolo unde se vor fi rostit în taină multe rugăciuni și binecuvântări, la calea pe care a urmat-o crucea de lemn de la Severin până la poalele Munților Cernei și de acolo mai departe pe jos, toate aceste eforturi omenești se vor fi scris deja în Cartea Cerului pentru fiecare jertfitor întru Hristos. Da, Luca, așa vă spun oamenii. Da, da, majoritatea așa. Da, da, chiar și la Severin, la dumneavoastră acolo. Da. Aveți casa aici, aproape de această troiță. Da, la 500-600 de metri. Ce simțiți astăzi? Sunteți foarte emoționat. O, mare bucurie, sigur. O realizare sufletește. Vă gândiți de mult la troiță? Da, mă gândeam. M-am gândit altă dată la alt loc, să pun într-alt loc. În cinstea părinților mei și ăla, dar uite că acum am... Ne-a dat și vecinul Iacob, pentru că e terenul lui și dacă ne-am găduit să punem aici, am pus aici, că e și intersecții și de obicei să pun la intersecții crucile, troițele. O troiță aici la Inelez și un stâlp de legământ. Care este povestea până la urmă? Cu ani în urmă am urcat în munte și am găsit un brad trăznit. Și avea înfipt un cui. Și am întrebat un cioban. Zic, ce e cu cuile? Și acum, uite, de două ori trăzni bradul ăsta. Nu cumva e rău. Zice, nu, aici de mult era un fel de altar. Nu înțeleg, adică cum? Păi ciobanul al bătrân aici venea și făceam noi rugăciunile și legămintele. Mă rog, în comunitatea lor mică, măruntă, de păstori. Și atunci am zis așa, ei în regiunea asta se întâlneau, acum nu mai sunt, icoane de vatră, icoane scrijelite cu cuiu. Aici aceste trei cuie simbolizează jertfa Mântuitorului, cuiile care au fost înfipte în trupul lui Iisus, da? Trei cuie, cum să zic, schematic, simbolic, simbolul jertfei. Mai mult atât nu se poate. Deci trei cuie care înseamnă jertfa. Și am zis de legământ pentru că este un bun loc să ne rânduim legămintele. De prietenie bunară. Urcăm în munte ca să iubim muntele, să redevenim copii, așa cum scrie acolo pe acea placă, și să reamintim angajamentele. Noi am cam uitat, iau alții angajamente pentru noi. E bine ca noi să ne declarăm prietenia, să ne declarăm dragostea, partenerii, prietenii. Oameni de afaceri vin și își fac aici un legământ. E un loc sacru. Asta este toată taina acestui stâlp. Și am ales împreună cu Nea Luca plopul, pentru că frunza plopului tremură de tristețea jertfei Mântuitorului. Chiar și când nu e vânt, ea tremură. Cum ați descoperit locul ăsta?
Acum 20 de ani am fost stareț la Schitul Bogâltin, peste munte aici. Și toată lumea vorbea de ineleți, ineleți, că preotul din parohie se duce la ineleți să slujească de Paști și de sărbătorile mai mari. Și atunci mie mi-a rămas în cap acest ineleț. Deși n-am reușit, cât am stat acolo 4 ani, să merg la ineleț, așa s-a evit prilejul ca eu să pot să vin la să aleg să slujesc undeva în județ și am ales să slujesc la ineleț. Fără să știți ceva de ineleț? Fără să știu decât din auzite, așa că sunt case răsfirate. Și când am venit, am văzut că e greu, dar bucuria a fost atât de mare, încât am spus, da, mi-aș dori să rămân aici. Ca dovadă mi-am făcut și o mică căsuță și mă gândesc ca la bătrânețe să mă retrag aici. Îmi doresc foarte mult acest lucru. Sper să fie și voia lui Dumnezeu aceasta, să pot să rămân la ineleț, pentru că parcă îți mai crește o inimă, parcă e cu totul altceva. Trăiești cu adevărat. Chiar dacă e greu, mai cu seamă iarna, fiecare dintre cei care au ales să rămână aici, mai aproape de cer, au simțit, ca și cuviosul părinte Nectarie, că îi mai crește o inimă în plus. Dar au venit oamenii, aici oamenii. Au mai venit ceva străini, dar aia nu stau aici definitiv. Vin așa, pleacă. Nu v-ați gândit niciodată să plecați din locul ăsta? Este totuși greu. Nu. Am regretat cândva că nu m-am rămas. După armată am fost chemat să rămân în cadrul armeții și nu am rămas. După aia am greșit eu, cred că n-am rămas. Dar acum nu mă mai gândesc unde să mă plec acolo. 60 de ani fac la anul, nu mai... Mulțumim. Ce e cel mai greu aici în sat? În munți, de fapt. Mai greu e când construiești ceva și scoți materiale de construcție. Cu cai. Cu cai. Dar acum mult mai greu. Că înainte era multă lume și multe animale, mulți cai. Deci, țigla mea pe casă, i-a dusă, nu era drumul încă, era lucru. Era numai până la kilometru 7, după barajul de pe Cernă, care vine de aceea, i-a dusă de acolo pe cai. Dar avea 20 de bunici, da, câte 20-30 de cai odată. Deci, puneau pe ei și țiglă și veneau până aici. Acum nu mai ai cu cine să construiești așa. Chiar și așa oamenii s-au hotărât să rămână aici. Au cărat țigla cu cai și... Au cărat, da, au cărat țigla, au cărat nisip, au cărat ciment, au cărat blăni, au cărat mai multe. Ce nu putem noi să facem aici. Și astăzi, dacă vreți să construiți ceva, cum faceți? Păi trebuie, sunt materiale care le fac. Deci lemnul și piatra avem aici, dar sunt materiale care trebuie să le cumperi și le aduci de jos. Tot cu calul. Tot cu calul. Că ne tot promite, că ne face un drum, că ăla, nu știu, sunt promisiuni electorale. Când decurs de 10 ani de când sunt aici, mă cunosc oamenii foarte bine și suntem așa într-o dragoste în Hristos între noi, pentru că mă duc la fiecare cumva ca la mine acasă și... Nu pot să-i neglijez să nu aibă și ei slujbă de înviere sau să nu aibă slujbă în ziua de Crăciun. Vin a doua zi totdeauna de Crăciun și a doua zi de Paști vin la ineleț și în sărbătorile mai mari. Acum să vedem, s-ar putea să vină un părinte să slujească mai des, să stea aici cumva, pentru că m-am gândit să fie ca un loc de isihie și un părinte ar fi atras și să vedem dacă Dumnezeu va vrea să rămână și atunci va fi slujbă permanentă și pentru sătenii de aici și, na, o, să zicem, oarecum, între ghilimele, o vatră sihăstrească. V-au speriat scărițele? Vă mai sperie? nu m-au speriat. M-a speriat natura când m-am dus prima oară la Bogâltin, după o viață crescută la oraș, între blocuri, și mi-a fost frică, mi se părea că e lupul și ursul după fiecare copac. Și m-am domesticit sau mi-am venit în fire, în naturalului, a naturii, și îmi dau seama că cel mai firesc și propriu omului este să trăiască la munte sau să trăiască în contact cu natura. Oriunde ar fi, să aibă o grădină, să ai acolo locul tău unde să te duci. Nu, e o bucurie. Scărițele sunt, eu zic așa, că mă duc pe cealaltă lume. După ce am trecut scările, acolo e vama, și am urcat pe cealaltă lume în cerul Dumnezeu la ineleț. Mai știți de câte ori ați urcat scărițele? Nu. Să știți că au fost des când am urcat și de 2-3 ori pe zi.
am urcat și am coborât. Că atunci când am reparat biserica aici, trebuie să facem diverse, să cărăm diverse materiale. Și atunci au fost și poate 2 sau 3 ture pe zi pe scări. Cum vedeți locul acesta peste timp? Cred că natura își va lua drepturile. Din păcate sau din fericire, depinde de unde privim. Ce să zic? Dumnezeu își revarsă binecuvântarea Lui până la sfârșitul lumii peste tot locul. Și Dumnezeu este oriunde. Și cum va fi? Că vor fi oameni, că nu vor fi? Dumnezeu este și asta e cel mai important. După ce Troița a fost sfințită, Nea Luca Cioancă deschide porțile casei sale pentru agapa ce se organizează de regulă la astfel de evenimente. Dacă timpul ar fi fost prielnic, totul s-ar fi petrecut în aer liber în apropierea Troiței. Preoții binecuvintează masa, dar și casa, împreună cu gazdele primitoare și cu toți cei de față. Este un moment al bucuriei pe care îl vor păstra în suflete pentru tot restul vieții. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință, bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Ce să primească Dumnezeu? Să primească Dumnezeu la... pentru sănătatea noastră, noastră la... pentru sporul casei, pentru sporul casei și pentru mântuirea noastră. Și pentru mântuirea noastră. Doamne ajută!